Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am găsit un marimbafon. Știți ce este marimbafonul? Nu ne-am gândit niciodată. Este un soi de xilofon, dar care vine din civilizația zulusă. De la Zulu, Africa de Sud. Sper că nu e ca o vuvuzea. Nu este o vuvuzea, dar bună. Ultimul instrument african n-a fost. Mamă, ce nenorocire pentru noi. Cu vuvuzeaua aia a fost ceva absolut. Bă, da, și acum am fost la meci la filmul Apollo și era un ins o vuvuzea și nu în bazin. Să-l arunci în apă? Nu, că-s persoană publică. Vorbești cu cineva, dacă ești influencer. M-a luat capul și omul, dar era foarte entuziasmat. Sufla cu aia. Este tulburătoare. Deci nu știu dacă ați auzit vuvuzeaua în spațiu închis. De obicei e pe stadion, dar să zic că într-un bazin de not este ceva, Doamne, Dumnezeule. Iartă-mă, gata. Nu, păi na, era chiar, că sunetul este foarte mic. Există acest instrument, marimba, care seamănă cu un xilofon sau cu un vibrafon. Cred că xilofonul e cu metal sau vibrafonul e cu metal, nu știu, ăsta este cu lemn. Și sunt niște fete în Africa de Sud de la școala de Hop Marimba și cântă, interpretează piese clasice. Aici este un Vivaldi. Am recunoscut ceva. Da, practic. Acum aici. E jumătate de clasă, cântă la marimbafon. E foarte tare sincronizarea. Că trebuie să înțelegeți, aici sunt multe fete, da, care cântă simultan. Ia uzi. De ce nu s-ar fi dus, mă, cu marimbafoane de-astea la Cupa Mondială în Africa atunci, în loc de vuvuzele? N-aveau loc cu ele, tu ai văzut, dacă... sunt cât o băncuță de aia, cum aveam noi la școală. Liniște, dacă simțiți, au băgat ritmuri africane pe Vivaldi. Despre țambal. Proiect social, altfel. Au astfel de echipe care cântă la marimbafon în grup cu clasa și în felul ăsta spun că țin copiii, că iau de pe străzi. Împreună. Le place foarte mult să cânte, să învețe instrumentul ăsta și cântă împreună. Și atunci formează echipe și se simt bine, au ritm și în felul ăsta îi țin departe de pericolele străzii. Foarte fain. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.